Nu va fi simplu, fiindcă în spate există exercițiu când a trebuit să aleagă din 30 și ceva de proiecte. Știu că avem și niște contestări. Și asta pe mine mă bucur. Asta înseamnă că, într-adevăr, am reușit să asigurăm un mediu concurențial. Deci eu îmi doresc și astăzi să câștige ideile cele mai bune, să ne deprindem cu gândul că acolo unde există creativitate, există foarte mult subiectivism. Dar până la urmă avem același interes să luăm ideea cea mai bună, ideea cea mai originală și pe baza ei să construim conceptul participării Republicii Moldova pe platforma Expo 2015. Ceea ce vreau să scot în evidență, într-adevăr, este o oportunitate enormă pentru noi. Eu vă mărturisesc că noi ne-am străduit să fim prezenți foarte solid și la Shanghai. Dar era foarte departe, era, dacă vreți, o altă cultură, dacă vreți, era o tematică care viza urbanismul. Ori Republica Moldova, eu cred că este avantajul nostru cel mare, că noi încă ne-am menținut, dacă vreți, caracterul nostru mai firesc, mai natural, mai rustic, dacă doriți. Și vreau să vă zic că din această perspectivă revin la ideea că Expo 2015 este o enormă oportunitate, fiindcă pliază perfect pe ceea ce avem noi mai bun și ceea ce vrem noi să promovăm. Motoul hrănirea planetei, energie pentru viață, sigur că așa cum ați văzut, se învârte în jurul ideii de alimente, de hrană, în sensul direct al cuvântului, dar noi am reușit, pare mi se, să dezvoltăm inițial acest concept. Și comitetul organizatoric, atunci când noi am aprobat conceptul participării Republicii Moldova la Expo 2015, nu am mai adăugat ceva. Fiindcă agricultura ne dă și un alt tip de energie. Energia directă. Ori noi încercăm să promovăm și conceptul de a utiliza durabil energia, ori agricultura ne dă lângă alimente, ne dă și materie primă pentru biomasă, materie primă pentru energie. Ca să captăm atenția întregii societăți față de acest proces. Deci așa cum astăzi ne propunem să avem această interfață, un dialog foarte activ cu societatea civilă, cu diferitele forme de manifestare a acestui activism, dacă vreți, social. Eu mă bucur că avem această democrație, această abordare deschisă. Îndemn în special reprezentanții instituțiilor mass media. Noi vom avea nevoie de suportul vostru. Eu doresc sincer, personal, și sunt sigur că sub acest îndemn subscriu și colegii. Noi nu vrem ca acest proces să fie văzut doar un proces ghidat de guvern, de autorități. Noi vrem ca în acest proces să participe întreaga societate, fiindcă doar atunci eu și colegii vom avea sentimentul că noi am reușit să reprezentăm țara, Republica Moldova, și acest lucru va fi absolut irealizabil dacă nu vom reuși să captăm energia creatoare a cetățenilor din Republica Moldova. Vreau să mulțumesc sau să scot în evidență prezența astăzi aici a reprezentanților biroului, Expo 2015 persoană domnul Zavadini. Au fost alături de noi până la momentul în care, în toamna anului 2020, solicit de la toată lumea pentru ceea ce urmează, fiindcă greul abia începe. Eu vă mulțumesc și Doamne ajută! Să mulțumim și noi, domnule viceprim-ministru. Cuvânt se oferă domnului Enrico Nunziata, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Italia în Republica Moldova. Vreți să discutați cu ei? O să discutați pe urmă. Da, nu știu întrebări. Da, Ladies and gentlemen, good morning to everybody. Bună ziua. Domnule ministru, domnule director Moldexpo, domnule Sabatini și onorat public, bună ziua tuturor. I'm very glad to be here to the opening ceremony of this exhibition of the conceptual presentation of Moldova to the pavilion of Moldo Expo, Italia, Milano Expo 2015. Sunt foarte bucuros să mă aflu aici la ceremonie de deschidere a prezentării proiectelor conceptuale pentru participarea la expoziția mondială Milano 2015. The participation of Moldova to Expo Milano
us continues of a great importance for the country. I think it's also being really stressed by it.